Din primele ore ale serii, salvatorii au pornit să inspecteze traseele din țară după ce pe parcursul zilei precipitațiile s-au intensificat. Potrivit acestora, instituția monitorizează starea traseelor în punctele vulnerabile, în pante și coborâșuri. Efectiv, Inspectoratul General pentru situații de urgență este activat într-un regim de activitate sporit, ceea ce înseamnă că am organizat în primul rând patrularea sectoarelor mai vulnerabile. Este vorba de trei direcții organizate pentru această seară. Este direcția Leușeni, este direcția Leova, este direcția Căușeni. Totodată este menținută în stare de pregătire tehnica cu tracțiune sporită din dotarea GSU, gata să intervină în lucrări de deblocare și tractare a mijloacelor de transport. Sunt mobilizate 6 autospeciale de intervenție. Este vorba de 3 automobile de teren cu capacitate de tracțiune sporită. De asemenea, este vorba de camioane cu tracțiune sporită pentru a tracta posibil blocate camioane în nămeți. Tot în această noapte, dar și la această oră, mai multe echipaje ale poliției monitorizează situația pe traseele din țară și sunt gata să intervină în ajutorul persoanelor aflate în dificultate. În raionele Aneni Noi, Căușeni și Ștefan Vodă, deși a fost presurat material antiderapant, pe unele porțiuni de drum persistă ghețuș. În context, poliția îndeamnă șoferii să circule cu prudență pentru a evita incidentele neplăcute. Conducătorilor auto le reamintim să nu pornească la drum dacă nu au echipat autovehiculul cu pneuri corespunzătoare, să conducă cu viteză redusă, să verifice starea frânelor și să nu uite că autovehiculul trebuie dotat cu lanțuri antiderapante, lopată și sac cu nisip. Asigurați-vă că automobilul este alimentat cu combustibil, că aveți telefonul încărcat și copiii sunt transportați în siguranță, scrie în comunicatul poliției. Chiar și așa, unii șoferi s-au aventurat însă la drum, iar consecințele nu au fost dintre cele mai plăcute. Un automobil a derapat de pe drumul înzepezit și a ajuns în șanț. Cazul s-a produs în raionul Florești. Automobilistul a fost ajutat de oamenii legii. Condițiile meteorologice nefavorabile au dus și la închiderea temporară a punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni din cauza deconectării de la energie electrică a părții ucrainene. Poliția de frontieră recomandă cetățenilor să opteze pentru punctul de trecere Chișmichioi-Dolnăie.